în acest caz vom folosi plastic, pentru că sunt călduri mari, anunțate călduri mari, și atunci când vom turna betonul, se va usca forțat. Iau măsura la plastic. Așa am plasticul de mare. Exact așa cum îl vedeți. Și el va lua formă la șanță. Am dat și nivelele, mă feresc ca să vedeți. Dă-te la volta. Pe care vrem să o folosim, să o punem în șanț ca să ridicăm pierderea apei rapide din beton. Are 2,20 m, suficient. O să o tai pe lungime și o să punem în șanț. Foarte puțin folosesc sistemul ăsta. Noi, ca să avem garanția lucrării bine făcute, am folosit un plastic. Nu vom folosi sub beton și așa, chiar dacă e căldură, betonul va lucra bine, se va usca în timpii lui și nu-l va forța nimeni. Am cheltuit ceva bani pe plasticul acesta, este un plastic gros, este același plastic care se folosește pentru sere și solarii. Continuăm astăzi lucru, am venit acum dimineață, de vreme. Timpul ne acompaniază, nu avem soare, dar noi, precauți, ca de obicei, am pus plasticul sub armătura de fier. Uitați-vă, vă rog frumos, cum o avem pusă. Cum o avem suită câțiva centimetri pentru ca betonul să meargă pe dedesubt, pe dedesubtul armăturii. Așa fel putem lucra liniștiți, indiferent dacă afară avem 40 de grade. Așa betonul se va usca, respectiv timpii săi de uscare. Toată armătura este sudată, dar acolo unde se întâlnesc la fiecare 6 metri, am întărit-o și am folosit sârmă. Sârma tradițională, legăturile tradiționale, da? Cum se vede aici. I-am făcut aici un petic. Sârma asta trece peste bucata asta și peste bucata asta. Tot armătura e suită 10 cm de la sol. Așa o să avem beton pe dedesubt, în stânga, în dreapta și deasupra. Îl vom folosi foarte moale. Vom cere să ne aducă betonul foarte moale și, în plus de asta, îl vom vibra.